Bună ziua, domnule și domnilor, ca în fiecare zi de vineri ne întâlnim la emisiunea Ora Adevărului, numai la Prima TV Slatina. Astăzi vom vorbi despre învățământul superior slatinean, tema pe care am ales-o în această zi de vineri. Sunt alături de domnul uh, lector universitar dr. Victor Tisa, directorul filialei USMV București. Cred că am zis bine, domnul lector. Bine Azi. ați revenit la Azi Prima TV bine. Slatina. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm că am mers așa într-un fel la ora adevărului, am plecat de la învățământul preuniversitar cu echipa ISG Old, am continuat cu reprezentant din partea corpului didactic și acum cu, am mers așa pe zona asta preuniversitar, casa corpului didactic și învățământul superior. Uh, o să zic Victor că noi ne cunoaștem. Vă Ca să fim da, exact, mai relaxați în, în emisiune. Victor, aș vrea să, să ne spui, până la urmă, ce are înseamnat și ce înseamnă pentru Slatina și pentru județul Olt această universitate și ce înseamnă să fii student, până la urmă, în provincie. O să încerc atunci să-mi pun pălăria de profesor pe de o parte, pălăria de, de, de director pe de altă parte de și în același timp să mă pun și în locul studenților să-ți povestesc cam cum stau lucrurile din perspectiva lor. Suntem în Slatina din perspectiva USMV București, ca filială a Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, de 18 ani. În anul acesta, în perioada de început a lunii octombrie, am sărbătorit cumva 18 ani, dar o să sărbătorim în același timp și vorbind din punctul de vedere al studenților, prin balul studenților, un fel de majorat al facultății noastre. Ce înseamnă universitatea noastră? Universitatea noastră este cea mai veche universitate din România, înființată în anul 1852, care are strânsă legătură cu spațiul acesta slătinean, cu județul Olt. Primul director care a înființat Școala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, din București, actuala agronomie sau actuala Universitate de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, a fost un slătinean, chiar așa îl chema slătineanul, nu mi-aduc aminte acum prenumele, care uh, avea uh, origini slătinene. După aceea, după aceea a urmat un alt director care venea pe o perioadă de șase luni sau un an, care venea tot din zona aceasta a slatinei, și mult mai cunoscutul P.S. Aurelian, care a pus bazele a ceea ce înseamnă universitate, astăzi Universitatea de Științe Poartă Agronomice și, și da, da, Medicină Veterinară. P.S. Aurelian, exact. Numai care per, să spunem, din punct de vedere științific și politic, PSA Aurelian este mult mai cunoscut decât ceilalți care au pus bazele acestei școli superioare de, de agricultură de la Herăstrău, din București, actuala universitate care și-a sorgintea ca timp în anul 1852. Slatina a, și-a format o filială în anul 1800, în 1999. Uh, și primul director care a legat cumva această filială a facultății de, de management a fost domnul director Gheorghe Stan care alături de oameni, alți oameni inimoși a pus bazele acestei filiale tocmai pentru a apropia învățământul superior de inteligența Spunem, spuneam la un moment dat a provinciei, dar care prin comparație nu se deosebește de inteligența capi, din capitală, de exemplu, sau din alte zone putem compara ale, ale lumii. Iată, zone provinciale au dat nume, și dacă ar fi să ne gândim numai la Slatina, Eugen Ionescu, Pesea Aurelian și așa mai departe. Nume grele care au reușit să ne poarte uh, faima peste hotarele județului Olt, peste hotarele țării. Trebuie spus că sunt, uh, Victor, ești lector universitar, doctor, ești director acestei filiale, dar sunt uh, profesori universitari, conferențiari și profesori care vin din alte centre universitare, în primul rând din București. Am înțeles că vine chiar domnul decan, nu? Da. da. Aș vrea să avem vizita de domnului decan în fiecare vizită. E. De fapt, uh, pe, din perspectiva dumnealui vine ca profesor, le predă, evident, avem și întâlniri de ordin administrativ, Profe profităm de prezența dumnealui aici, însă dumnealui vine în primul rând pentru a le preda studenților, studenților de la anul 4 și avem o colaborare și o apropiere de dumnealui de fiecare dată și în primul semestru și în al doilea semestru și din această din acest punct de vedere, din această perspectivă. În același timp aș vrea să remar faptul că, deși noi funcționăm de 18 ani în Slatina, foarte mulți studenți, foarte mulți studenți sunt din județul Ol și foarte mulți profesori care vin să le predea acestor studenți sunt din, din București. Majoritatea acestora vine din București în condițiile în care avem totuși o vechime. Suntem și câțiva profesori care ne-am ne fixat aici. aici. Avem și colaboratori din Slatina și numai, colaboratori din cadrul universității noastre, însă majoritatea profesorilor vin de la București și miza înființării acestei facultăți a fost, sau una dintre mize, unul din obiective, a fost tocmai pentru a aduce profesorii la București în fața studenților care sunt din județul Olt și poate nu își permiteau, din punct de vedere logistic, din punct de vedere material, să meargă la universitate uh, în București sau în alte centre universitare. Nu putem avea pretenția, poate cine știe istoria o să reușească să scrie uh, cumva un centru universitar la Slatina, dar nu putem avea uh, această pretenție de centru universitar uh, în condițiile în care... Nu a trecut foarte mult timp, deși 18 ani pot însemna sunt o viață sunteți, de om. Sunteți majori <laughs> acum, a observat majoratul, nu? Da. 18 da. ani. Deci majoritatea, într-adevăr, profesorilor din București vine din, uh, sunt din București și vine de acolo. Trebuie spus că toți cei care predau la universitate trebuie să fie cel puțin doctoranți uh, da. pentru a preda și să fie doctori în specialitatea pe care o predau. Ideea este că, uh, am spus lucrul acesta, e percepția așa că toți colegii și toți absolvenții de liceu au tendința să plece în centrele universitare mari. Mă gândesc aici în zona noastră, Craiova, Pitești, București și se duc și spre Iași, Cluj, Timișoara. Iată, cu internaționalizarea pleacă și în exterior. Bă, e, adică... Ideea este că poți să faci o facultate de succes, poți să fii pregătit foarte bine și stând în Slatina, stând la domiciliu, pentru că e vorba și de costuri. Știu că aveți niște facilități acolo, mă refer la niște burse foarte importante, chiar ar trebui să vorbim... Este puțin, o facultate de stat și atunci și toate facilitățile care... Da, sunt niște lucruri importante, pentru că e percepția că eu dacă stau în Slatina nu o să învăț, nu? De deci ce am, te-am te -am spus și am vreau să spun și stimați-vă, da. sunt profesori universitari care vin din centrele universitare, am mai vorbit noi și din centrul universitar Craiova, nu? Da. O doamnă profesor. Uh, sunt foarte bine pregătiți. Nu fapt. din Craiova, nu din Centrul Universitar. Din Craiova, din Craiova da. da. Chiar conferențiar, dacă am da, înțeles. Da. Doctor, este este profesor? Chimie, nu? Cred că am reținut bine. Ați reținut, reținut foarte sau... bine, da. Nu numai. mai multe ne, materii. Ne, ne informăm acum. Da. Uh, până la urmă, valoarea este dată de corpul profesoral sau este dată și de studenții care vin la dumneavoastră și se înscriu acolo la universitate? Pe de o parte, de corpul profesoral, pentru că noi trebuie să răspundem unor așteptări și răspunsul la aceste așteptări trebuie să fie foarte înalt și pe de altă parte, evident, parcursul succesului unui student sau studenților nu ține numai de profesor, ține și de seriozitatea și responsabilitatea dumnealor. Asta înseamnă că atunci când profesorul vine în fața studenților, transmite câteva, ceva informații, transmite ceva competențe, Uh, umblă cumva la inteligența lor emoțională de și nu mai, mai ai, târziu, da, dar interesant. în același timp, în același timp și studenții trebuie să fie suficient de uh, pregătiți, dar în același timp trebuie să fie și suficient de curioși pentru a produce o interacțiune cu profesorii. Nu este o stradă cu un sens unic, ci este o stradă cu Uh, un sens dute vino în așa fel încât ceea ce transmite profesorul să aibă să producă o reacție în rândul studenților studenților studenții prin curiozitatea lor să producă o reacție în rândul profesorilor uh, corpul profesoral este foarte important și avem grijă odată prin respectarea unor norme formale care țin de aracis. Și parcursul profesional al fiecăruia să răspundem acestor așteptări formale, dar pe de altă parte, fiecare profesor universitar de la nivelul cel mai mic de la preparator, de la asistent acum până la profesor universitar și profesor abilitat pentru susținerea de doctorate, să, să funcționeze ca o instituție. Fiecare profesor este în felul acesta văzut și atunci așteptările primesc așteptările studenților primesc răspunsuri, zic eu, pe, pe măsură. Sigur. Toate lucrurile sunt perfectibile, nu totul este perfect, însă ne îndreptăm către această zonă sau cel puțin tindem către ea și încercăm să devenim fiecare din noi, eu vorbesc și despre mine acum ca profesor, să devenim mai, mai buni, să fim o versiune a noastră mai bună cu fiecare clipă upgrade, care trece, cum, cum un, de upgrade, un update, un update, <laughs> update da, da gândindu-ne da, că, da, că upgrade-ul eventual poate se referă la noile tehnologii <laughs> pe care <laughs> le folosim. Absolut, <laughs> da, 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 pentru că e performanță. Mă gândeam la un moment dat și e interesant, plecând din învățământul preuniversitar, vin elevii, stau în, în bănci, vin și studenții care nu sunt chiar copii unii dintre domnilor, și stau și vă ascultă fără niciun fel de problemă, își iau că Da. Există da. prezență aici, adică, e, nu evident, e, e, chiar dacă e, e facultate. Nu, e, 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 nu Există, avem învățământ pe de-o parte, tu știi, Remus am discutat, avem pe de-o parte învățământ la zi, care cumva face legătura mult mai strânsă între studenți și profesori, și pe de altă parte avem învățământ la distanță, care se racordează la studenții care au un loc de muncă și nu pot să vină zi de zi la cursurile facultății noastre. Eu am recomandat pentru toți cei tineri care nu au deocamdată de lucru și nu pot să se racordeze la piața forței de muncă într-un viitor apropiat, să vină la cursurile la învățământ la zi. În așa fel încât să interacționeze cu colegilor, pentru că este o parte foarte importantă din ceea ce înseamnă o facultate și nu numai o comunitate școlară, educațională în general, pe de altă parte să interacționeze cu energia profesorilor. Profesorii vin și din medii antreprenoriale sau poate au avut experiențe antreprenoriale sau nu numai în Întreprinderi în iase cum erau pe vremuri, și așa mai departe, în așa fel încât să uh, preia din experiența dumnealor și să aibă o anumită tendință, să-și stabilească un scop, să-și dorească uh, ceva. Preluarea de modele, de asemenea, poate și eu sper să se întâmple așa, uh, poate studenții preiau modele din rândul profesorilor și își doresc să ajungă, să rămână pe zona de profesorat, să spunem pentru că avem o problemă în învățământ de exemplu, Câte probleme sunt, sunt multe dar una dintre ele este faptul că tinerii nu și doresc să rămână în învățământ odată pentru că sunt slab plătiți și în al doilea rând pentru că există acest miraj în exteriorul țării care făcând un calcul așa din perspectivă contabilicească s-ar putea să nu producă la fel de mulți bani pe cât, pe cât sperăm. Facultatea dumneavoastră care de fapt e o rampă de lansare pentru, pentru străinătate. Câte știu eu, fac se face practică în nu, nu străinătate ne, nu și neapărat. și manageri pe acolo. Reprezintă, reprezintă o rampă de lansare pentru unii dintre ei și ne mândrim cu studenții noștri care au plecat în exterior dar mai ales cu cei uh, nu care au rămas, ci care s-au întors cu modele de acolo. Au făcut ceva bani pe o zonă de practică Adică există posibilitate, evident cum se descurcă fiecare student în dorința lui de a pleca de acasă, să facă practică în străinătate. Mulți dintre dumnealor au plecat în Marea Britanie, mulți au plecat în Anglia. Din păcate există și studenți care nu s-au întors sau să spunem din fericire că poate ne ajută țara mult mai bine de acolo de unde sunt și au ajuns pe posturi de menegeria, dar nu numai. Pe zona de supervisor, și alții pur și simplu lucrează pentru că ambiția lor poate nu a fost suficient de mare, sau uh, comportamentul în relație cu norocul poate nu a fost suficient de, de mare, pentru că destinul de asemenea. Însă avem și exemple care se leagă de studenți care au fost acolo, în Anglia, au reușit să strângă ceva bani, au și preluat modele, de exemplu, pe agricultură, pe care le-au aplicat în țară, sau au folosit de fondurile europene pe care le avem și noi și au reușit să-și dezvolte afaceri de succes. Și am multe exemple, multe exemple de studenți care recunosc că facultatea pe anumite zone le-au deschis mintea și i-au trimis în niște stagii care i-au ajutat foarte mult. Spuneai la un moment dat când am vorbit noi că sunt, e foarte important ca studenții care pleacă din România să facă o impresie bună, mă refer primul la seriozitate, <coughs> uh, au trecut și dincolo de ocean, da, nu, au ajuns în da, Statele Unite da, da, și da. e foarte important. Noi nu avem viză, adică e o întreagă nebunie cu, da. cu a ajunge în Statele Unite și de, contează foarte mult cine ajunge acolo și ce imagine, până la urmă, lași Este foarte ca important. Ca să deschizi niște uși, ulterior. Da, ei, ei trec printr-un filtru. Uh, sigur, au trecut prin niște filme de recrutare, uh, dar lucrurile acestea, văzute din exterior, poate par simple, însă nu sunt deloc simple. De exemplu, cunoașterea limbii engleze. Noi facem și eu sunt profesor acolo pe engleza de afaceri. Facem engleza de, a, de afaceri timp de trei ani și cine dorește să învețe engleză de-a dreptul pe a comunica pe o anumită zonă, cât de, de, mică, pentru a se descurca în lume, reușește. Cine nu își dorește, evident că parcursul succesului, cum spuneam, depinde foarte mult și de dorința și de ambiția fiecăruia dintre noi. În același timp, aș vrea să subliniez faptul că ei, așa cum ai spus, tu trebuie să fie responsabili. Și dacă nu dau o dovadă de responsabilitate în relațiile cu ceilalți nu vor da nicio dovadă de responsabilitate în relațiile cu cei care uh, reprezintă filtru de a merge, de exemplu, în uh, Statele Unite ale Americii. într un filtru? Nu știu dacă, poate și uh, pentru că uh, reperele de recrutare se referă și sunt destul de stricte și în, uh, în Europa. Adică orice bloc de muncă pe care, îl, pe care îl obții, la un moment dat de vine, cu, Americii, vine cu niște și... Da, Trecem dincolo de ocean, într-adevăr, așa este. Mirajul ăsta da. la Americii, mă duc acolo, era goana după aur, dar nu mai e <laughs> acum, e goana da, după... Ce, ce vreau să spun, Remus, vreau să spun faptul că ei trebuie să fie responsabili oriunde s-ar afla, și în România, și în Europa, și în Statele Unite ale Americii, și cei care sunt riguroși aici, la noi, la facultate, sunt riguroși și acolo. Se dezvoltă, asta e foarte important. Mă gândeam la un moment dat, apropo, de studenții care vin. Nu sunt doar cei care își doresc să aibă o diplomă. Da. Și mi-a plăcut un lucru important. Trebuie spus, pe câte sunt informat, există facultăți în România care, la absolvirea facultății, au dorit să nu mai se susțină acel examen de licență din teama plagiatului, pentru că a fost o plagă, așa, învățământul românesc. Asta trebuie spus. Da. În emisiune. Uh, iar de la dumneavoastră a fost te... o chestie extraordinară că a spus că licențele se fac nu cu nu 1500 de pagini, cum sunt cam la toate facultățile, da. și se fac pe baza unui studiu de caz unde Absolut. e practic e imposibil să plagiți pentru că, cop, mă rog, e uh, o întreprindere și trebuie să analizezi, mă rog, sau o afacere de la început până la sfârșit. Da, o să vă dau câteva exemple de chiar, lucruri chiar, de licență chiar, chiar te rog, care. Pentru că e un da. lucru important. Noi avem tendința asta să terminăm o facultate. Uh, nimeni nu a inventat roata, mai era o vorbă așa, nu o spun în direct. Uh, nu înțeleg când iei și citezi într o carte, de ce Dumnezeului nu pui la subsol fiecare pagină? Să, să, să pui. Chiar astăzi am avut uh, o discuție cu studenții pe tema aceasta. Frumos, pagina, editura, anul și așa mai departe, la sfârșit o bibliografie generală selectivă și s-ar evita, acele ghilimele, s-ar evita din start acest plagiat pentru că trebuie spus că există un program în momentul când ai pus Exist le... și a apărut, mă rog, se face totul roșu dacă ai plagiat. Deci da. să se poate face, adică cred că în România cel puțin poate, 5-6 da. ani ar trebui ca lucrările de licență în toate domeniile să fie pe studiu de caz, să nu mai fie nevoie să iei o temă generală despre nu știu ce și atunci ești obligat să citești foarte mult și din păcate unii nu citează automat și... Intră în zona asta a plagiatului. Că vorbeam da, de acest lucru, se leagă din nou de responsabilitate. Foarte frumos ai subliniat faptul că Trebuie să avem responsabilitatea ideilor pe care le preluăm de undeva. Ideile sunt precum banii, ele și ei trebuie să Circul, circule, nu? logic. Însă dacă ai preluat o anumită idee, pentru a nu intra sub zona de furt intelectual, trebuie să spui de unde ai luat e, ideea respectivă. Nu este niciun rău dacă citezi. Am văzut <sus> lucrări de doctorat care au mult mai multe citări, de exemplu, decât parte absolut scrisă într-o pagină. Am văzut chiar și în Franța și în, în Germania. Nu este niciun lucru rău, însă există anumite norme. O parte trebuie să fie parcă 35-40%, trebuie să fie parte originală. Asta înseamnă îndreptarea către unui studiu de caz. De aceea noi și conducerea facultății la un moment dat a luat această decizie de a merge foarte mult pe parte de practică, în sensul că respectiva lucrare de licență are un studiu de caz extraordinar de bine țintit care se referă la o componentă, să spune, dintr-o întreprindere pe managementul resurselor umane, vorbește despre lucrarea de licență respectivă, studentul speță, licenț viitorul licențiat, vorbește de managementul resurselor umane în acea întreprindere și de aici nu poate să apară ideea de plagiat decât dacă poate s-a mai vorbit vreodată de managementul resurselor umane din acea întreprindere. Noi încercăm, noi încercăm să îi direcționăm pe studenți să facă lucrări de licență, lucrări de diplomă, Uh, uh, legate de întreprinderi din județul OLT. Uh, odată, pentru a intra într-o comunicare directă cu cei care dețin întreprinderea respectivă sau manageri, în așa fel încât documentul care rezultă, proiectul de diplomă, să fie și un sprijin pentru uh, întreprinderea respectivă sau pentru a, firmă. Și poate să angajeze acolo. Din Eu perspectiva. Absolutely. Unii dintre ei s-ar putea să lucreze acolo de și mă. au venit pe zona de marketing cu niște lucrări extraordinare care au au, produs, au adus plus valoare pe zona de promovare a respectivelor firme. Au recunoscut chiar și cei care dețineau firme respective că acest document, această lucrare de licență, această lucrare de diplomă, a adus un plus de valoare actului managerial. Sunt unii dintre ei care au firme atunci își produc lucrarea de diplomă pe propriile firme sau au, sau au proiecte europene. Vorbesc despre cum au reușit să obțină respectivele uh, proiecte cu prim proiectul în lucrarea de diplomă și știți că susținerea unei lucrări de diplome se reprezintă o ședință publică la care participă și alți studenți. Poate nu sunt toți, poate sunt cei care vor fi licențiați, însă vă dați seama că dacă o, o singură idee, dacă au preluat de acolo o idee bună, ea poate fi multiplicată. Și în felul acesta, prin responsabilitatea de a spune de unde preluăm ideile, evităm și partea de, de plagiat. Foarte interesant a spus, dar la un moment dat, trebuie să fii responsabil că nu este rău să citezi. Deloc. Asta arată faptul că ai citit mult, ai parcurs o bibliografie, treci cărțile la bibliografie, le treci și în subsolul paginii și arată faptul că ești cumva dornic să te autoperfecționezi. În același timp, vorbeam cu studenții mei astăzi de citarea legată de parcurgerea unor materiale pe, pe internet. Este foarte simplu, se copiază linkul respectiv și spui accesat la data de. În așa se... fel încât să nu produci, de asemenea, că avem impresia că totul este deschis la, pe, pe internet și că uh, lucrurile pe care le copiem de acolo ni le-am putea asuma. Nu este cazul. Se, dacă este permis acest lucru, da. se poate copia linkul link și se, până se indică... și exact. la bibliografie și nu mai există plagiat. Și la bibliografie, dar și uh, pentru a nu arăta sau pentru a demonstra faptul că nu ai luat de la altcineva respectivul link și că l ai mers tu direct la linkul respectiv, okay. să scrii în paranteză accesat în data de, eventual chiar și ora, pentru a arăta că la data de și la ora respectivă linkul era activ. Plus că nu sunt foarte multe pagini, că e tendința asta, Doamne, trebuie să fac licența 80 de pagini, 100 nu, de pagini. Iar nu, e mult. Ca formă, licența merge până în 50 de Lucrarea de diplomă merge până în 50 de pagini, are într-adevăr, pentru că trebuie să ai câteva repere teoretice, dar reprezintă foarte puțin. Adică un sfert maxim părți teoretice, restul studiu de caz, înseamnă, vă dați seama, 75% studiu de caz și lucrurile se referă concret la o firmă, așa cum spuneam sau la un proiect, sau la o instituție publică, pentru că sunt lucruri despre care poți să vorbești, pe care poți să le analizezi diacronic sau sincronic pe cifre contextual libere și care ți, din nou îți ți sublinează și arată celor care te urmăresc că nu este un plagiat. Cei de anul întâi, le-ai spus celor de anul întâi, studenții de anul întâi. Am discutat astăzi la, în, cu în, studenții în, de anul în, întâi. În, înțeleg despre ce este vorba cu nebunia asta cu plagiatele, că da, e foarte da. simplu. Da. Să nu fie plagiat, indiferent că e teză de licență, disertație sau teză de doctorat. Înțeleg, pentru că lucrurile sunt atât de Nu trebuie să le simple. explicăm la modul că este, este rău să citezi. Așa cum spuneam și aici, este foarte simplu și chiar recomand, e absolut recomandat să citezi pentru că ți arată faptul că ai parcurs o bibliografie, ai citit ceva. Altfel, ai impresia că, așa cum spuneai la un moment dat... A inventat roata, nu? Sau și citește cineva acolo și spune, domnule, dar nu parcă am mai citit pe undeva lucrurile respective. Bine, bă, mai există și programe, așa cum spuneai, care îți spun exact, clar, exact. s-ar putea ca la un moment dat să ai impresia că, da, uite, la lucrul acesta m-am gândit, eu nu l-am reîntâlnit uh, în altă parte și să ai impresia că este o abordare originală. E, programul poate spune de unde vine surgintea ideii, de exemplu, dacă ea nu este absolut originală și să-ți dea o sugestie de bibliografie. Și în momentul acela îți dai seama că de ce citești, nu? Ajungem, iată, în zona de filozofie, de ce citești și de ce știi, îți dai seama că nu știi. Nu știi, da. Apropo de, de studiu, așa și de învățare de parcursul întregii vieți, aveți o bibliotecă acolo, bănuiesc, Da. Sunt studenți care vin și. Uh, Mi-ar plăcea și cred că acele lucrări de licență sunt undeva da, într-un raft, într o Sunt legate, da, exact. și, și pot fi accesate la bibliotecă. De fapt, aceasta este și metodologia. Ele, după susținerea lor, se depun sunt și în format electronic, se depun la bibliotecă în condițiile în care studenții doresc să le să parcurgă și sunt interesați pot să le să le parcurgă în același timp în același timp și responsabilitatea profesorului care coordonează Buna. licența lucrarea de diplomă pentru că dumnealui știe ce titluri a produs și nu, nu ar putea să mai producă aceleași titluri o perioadă sau dacă are legătură produce o lucrare de licență care are legătură cu aceeași firmă să spunem să meargă pe un alt fir al analizei tehnico economice de exemplu da. sau pe, pe marketing. Pentru că lumea evoluează, trec cani sunt alte cifre de afaceri care pot, pot să fie și alte repere financiare care pot să fie analizate acolo, de da. exemplu. Vreau să întreb. Noi aici, în Slatina, suntem într-o zonă care s-a dezvoltat în ultimii ani foarte bine. Avem, da. mă rog, o, un parc industrial, așa și o platformă industrială, sunt o grămadă de întreprinderi, nu fac eu reclamă. Sunt interesați străinii noștri care plătesc impozite statului român, că trebuie spus lucrul acesta, da. și comunității locale. Vin la dumneavoastră și aveți un schimb între studenți sau vă duceți la întreprinderi astea mari ale slatinei, ca să ne spun la, la, la Da, la un moment dat a existat un, o uh, înțelegere, dar în același timp și o dorință a unor întreprinderi intre, de a Plăti pentru dezvoltarea profesională a studenților, însă lipsa de seriozitate a unor studenți care primeau taxa de la întreprinderile respective a dus la asistarea acestei abordări. Însă, colaborarea există pentru că avem în mod indirect, cumva, vin, ne vin de pe platforma industrială destul studenți care doresc să-și depășească condiția, doresc să devină ingineri, să se perfecționeze pe zona asta de inginerie economică și poate vor să-și dezvolte o, o afacere o, sau să crească la locul de muncă pe care îl ocupă în momentul actual. Pentru că e o bucurie pentru, pentru zona noastră, având în vedere că, la nivel național, lucrurile mai scârse, să spun. La noi chiar sunt. Uh, platforma industrială chiar e de viitor și da. am că se va dezvolta. Uh, da. Este, scuzați-mă că vă întrerup, întreru în același timp este și cererea care și oferta pe de o parte, cererea pe de cealaltă parte și atunci ele sunt cumva conectate în așa fel încât să răspundă, să se lege între ele. Adică avem studenți care vinde pe platforma industrială, odată cum spuneam pentru a rămâne și pentru a avea un, a accede la un loc de muncă mult mai bun, la întreprinderea unde lucrează ei sau pentru a depăși acest moment pe care îl consideră intermediar în viața dumnealor? Percepția este că dacă ai absolvit această universitate nu te duci în brazdă chiar dacă e pe zona asta agrară toate da. că noi avem nevoie de, de brazdă că nu ne-a dat Dumnezeu așa nu neapărat, un, un adică pământ adică foarte bun ave, Avem mult, mai multe domenii pe care le putem accede pentru Tocmai, că pe deci... de o parte este inginerie economică Vorbind de o facultate de management, inginerie economică în agricultură, noi îi îndemnăm pe studenții noștri să-și dezvolte afaceri sau să lucreze în agricultură, pentru că agricultura nu mai este agricultura aceea făcută cu sapa, ci are cele mai interesante resurse tehnologice, cele mai importante resurse tehnologice care pot veni prin fonduri europene sau nu numai. Îi îndemnăm să meargă pe zona aceasta, însă nu este singura zonă pe care dumnealor o accept. Pentru că avem. Uh, primii ani suntem să spunem de o introducere în zona de inginerie economică, dar următorii ani, anul, anii 2, 3 și 4 la, la facultate sunt ani care au legătură cu managementul, toate Conducere. tipurile de management au legătură cu marketingul, nu neapărat, pentru că managementul proiectului, de exemplu, te duce într o zonă care ar putea să îți deschidă foarte multe orizonturi. Proiect uh, Faci și când mergi la cumpărături. Ai un buget, ai un timp, <laughs> o listă. <laughs> exact, ai un timp pe care trebuie să-l parcuri și așa mai departe. Deci, cumva, este un îndemn și o dorința noastră de a deschide mintea studenților, în așa fel încât dumnealor să își atingă potențialul maxim. Dacă vom crede la un moment dat că uh, lucrurile acestea uh, sunt limitative, atunci trebuie să ne reinventăm. Însă, observăm că arta managerială este cea care ne duce pe, pe, zona de a ne conduce propriile destine. Nu neapărat de a conduce, știți că în facultății noastre vă, vă, pregătim pentru a conduce, nu, nu neapărat de a conduce alți oameni, dar în primul rând de a ne conduce pe noi, de a, stabili, a ne stabili niște obiective, de a ne stabili un scop și dacă reușim în felul acesta să înființăm o afacere care să dea și niște locuri de muncă, cu atât mai bine, este extraordinar a trecut, cred că, o jumătate de oră din emisiune. Am zis să nu vorbim la început. Victor, tu ești lector universitar doctor și ai urmat niște pași, așa, niște etape. Unii le-au mai sărit, așa, cum e șotronul. Când am copii, săream de la 1 la 3, era cu o chestie. Da, cred că e important și, să ai conștiința propriului parcurs. Să, da, să sari de la uh, cifra 1 la 2 și așa mai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uh, ideea este că Aș vrea să ne vorbești puțin de tine, așa, ai spus ceva de engleză. Uh, e greu să vorbești despre mine, da. <laughs> e greu să vorbești despre mine, da, trebuie să spui despre Aș vrea să-i las pe alții sau faptele da, să vorbească da. despre uh, mine. Ca un exemplu parcurs, pentru că tu nu ai ajuns director acolo, că te-a luat cineva ca un pion pe o tablă de șac. Tu ai ajuns acolo pentru că ai luat niște pași. Aș vrea să, Bine, poate funcția de director de... este o funcție administrativă și am avut uh, și sunt încărcat cu toată încrederea echipei de conducere a universității și, și a facultății. Dar e niște decizii aici Facultatea... la nivel local. Sigur, da. Și am responsabilitatea lor respectivelor decizii. Pentru că, că eu am parcursul... formă, da, eu, da? și eu să te las să pentru mm. că eu am, eu am aflat așa din surse, cum să spune, lucrând în televiziune da? că de când ai venit așa s a dat un fel de restart, sunt... Cam, da. uh, sunt foarte mulți studenți, e, cred că 97 din 100, zic da, bine. Da, da. Și acum nu știu... Bine eu, informat, da? Ești, ești bine, bine ne informat. Ne informăm, avem aici <laughs> microfoane, spun colegii, fac semne. Da. Uh, până la urmă, parcursul tău a plecat de la... Uh, am venit scurt, în scurt, așa. Slatina, eu sunt din <laughs> Slatina, știi da, deci, da, că da, eu slatina. sunt din Slatina, sunt slătinan, am făcut facultatea de litere engleză română la Craiova, am terminat un doctorat acolo, am venit în Sladina în anul 2003, eram doctorand încă la Craiova, am terminat doctoratul undeva în 2009. Am făcut o a doua facultate, cea la care predau și iată am îmbinat zona umanistă, filologia, cu zona pragmatică a managementului. Uh, și punctul luminos se regăsește între aceste două la în engleza de afaceri, care este materia pe care o predau eu în fața studenților. Uh, în 2003 am venit la facultatea da. aceasta, deja era înființat de 4 de de ani, era, era director atunci domnul Gheorghe Stan care și-a pus încrederea în mine și de la nivel de preparator am mers, nu mai știu, perioada către asistent, am susținut de fiecare dată examene de obținerea postului, după care de la asistent iată la, la lector. lector, sunt trei, sunt trei pași. Din parcursul 2003 până în 2017, sunt ceva ani. Unii, unii, zi, da. unii mi-au zis că ar fi trebuit să mă grăbesc, poate să fiu mai ambițios în a accede, dar eu zic că este bine să fii conștient de parcursul profesional, pentru că e o vârstă pentru toate, și să fii pregătit în așa fel încât să nu te conteste nimeni că ai sărit niște etape și eu și sunt conștient de, de acest aspect și lucrarea de doctorat făcută așezat sub îndrumarea domnului profesor Dumnezeu să-l odihnească Marin Beșteliu, care a reușit să mă îndrume și să mă învețe să nu intru pe zona aceasta de, Doamne ferește, plagiat. Mi-am asumat Grazie. lucrarea și mi-am și publicat-o într-o într carte. Uh, și acum sunt la al doilea doctorat pe, da. o, zonă, pe o zonă de management în, în agricultură, legată cumva de formarea continuă și importanța educației. Spuneai la un moment dat că o să abordăm și această temă, importanța educației pe tot parcursul vieții și o legătură între ceea ce înseamnă eficiența unei ferme, unei gospodării, unei întreprinderi în legătură cu pregătirea profesională a celor care o conduc sau care au frâiele destinului fermei respective. Să știi, Victor, că n-am zis așa întâmplător pentru că tendința asta de a fi într-o funcție pus e percepută în România că vii pus de altcineva și noi avem aici un râu care se numește Olt și unii vin cu pluta pe Olt. Tu n-ai venit cu pluta pe Olt tu Pluta aia ți-ai construit-o, acum deja ai trecut de la plută, la o corabie, deci urmezi cursurile doctorale pentru al doilea doctorat, de fapt. Sunt lucruri, știi de ce zic, pentru că ne văd foarte mulți testatori, ne vedem în direct și problema este că e bine la un moment dat să ai și exemple, spuneai la un moment dat că vin studenți și poate și aleg exemple ca modele, nu? Ar profesor, fi extraordinar, un, un, pentru noi o mare bucurie. Unii poate fac, discutam noi la, la un ceai, că unii fac, poate fac un spectacol din, din a preda. Spuneam, la un, chiar discutam, Profesorul trebuie să fie o instituție. Da, și exact, și și spuneam, eu, eu mai discutat noi, este o masterată la Facultatea de Psihologie din da. București, Pedagogie Alternative și artă. Foarte adică interesant, e, foarte era interesant. ce înseamnă pedagogie. Bine, acolo e pe zona de step by step, Montessori, mă rog, Waldorf. Formele înfăr, spun, aceste alternative de, de, Care elimină note, care ducare, elimină, da. apropo de licență, că am zis că elimină nebunia asta de a fi foaie cu foaie. Când am dat și noi licențe și urmăreau fiecare foicică să mergi, să nu sari calo să... Adevăr, să fii cu notele, cum trebuie, dar... Parcă era Respectarea să, unei iri Igor, nu, numărul de pagini, să uiteau la numărul de pagini, dacă aveai eu și 100 și nu aveai 105, și era o. Respectarea formei, tot. dar fără folos. Da, exact, ca titul mai Și am zis că e bine să să spunem și lucrurile acestea. De regulă, oamenii evită să spună ce, ce au făcut în viață, dar trebuie spus, pentru că învățarea parcursului parcursul între vieți chiar trebuie să existe și în cadrul uh, profesorilor care activează în învățământul universitar. Așa este. pentru că există o plafonare, poți să fii profesor universitar să ai un doctorat și poți să te plafonezi și să stai toată ziua așa să te duci la cursuri cât tot timpul m-am gândit și de aceea m-am dezvoltat și așa un pic am tendința asta, chiar dacă sunt undeori acolo la catedră, îmi place să stau în bancă să ascult pe oamenii care au, perspectiva. Care, care au ce, ce transmite. Uh -huh. Studenții înțeleg ideea asta că, în, în afară de a avea o diplomă, cred că e inginer, nu? Sau cum? Da, inginer da. în economie, da. inginer. Da. Uh, Contează și ceea ce faci după ce termini facultatea? Le explică cineva în, la seminarii, bănuiesc. Aș vrea să ne spui ce fac după. Adică, mai, mai, că seminarul pare așa și așa este. Cursul e un fel de distanță, mă rog, să în afitată. Seminarul mai aproape. Sunt mai puțini? Evident, în grupă. Da, da exact. De se, se, de, seminarul de respectiv, de respectiv se face pe, pe grupă. Dacă ar fi să vorbim despre perspectivele pe care le au studenții după ce termină această facultate uh, și despre îndemnul pe care îl produce un profesor sau pe care îl produc profesorii la cursuri, în așa fel încât studenții să-și depășească condiția. Am descoperit și mi se întâmplă și mie, dar nu numai, și din sfaturile celorlalți profesori care vin de la București, mai în vârstă decât mine și care au o experiență consistentă în, în a preda, că transmiterea cu entuziasm a cunoștințelor pe care dumnealor le au și pe care noi, ca profesori, ne, le avem în fața studenților, acest entuziasm produce în sufletul studenților o deschidere și o curiozitate și mai mare, în așa fel încât pe tine, profesor, să nu te lase să te plafonezi. Adică, la rândul lor, mai ales la seminarii, studenții pun întrebări, întrebări care poate își găsesc răspuns pe loc și așa este ideal, însă, cum spuneam, există și situația în care întrebările respective generează alte întrebări, chiar și în mintea și în sufletul profesorului generează revelații. Am descoperit, iată, un răspuns la o anumită problematică, tocmai pentru că un student s-a întrebat de ce, de ce așa și de ce nu altfel. Deși spuneai la un moment dat că e vorba despre producerea unei lecții sau unui curs ca un spectacol, de fiecare dată descoperim că personajele care ne reprezintă, dar și cei care ne ascultă, sunt altele. Și spectacolul respectiv are menirea tocmai de a ne umple cu ceea ce înseamnă competențe, să le numim pe zona pragmatică Care să ne facă să ne descurcăm autonom pe piața forței de muncă. Știi că e, e, un, e un joc de cuvinte. Faci un, faci un curs e, ca un spectacol, dar nu te dai în spectacol. Da, da, că era, nu, da bine zis. Nu da. te dai în spectacol. Evident. Pentru că există și ideea asta de a întâlni niște studenți care, care citesc foarte mult da. și dacă te-ai plafonat ca profesor. De să fii, nu? Îndemnul tuturor profesorilor Este într-adevăr Morbind de învățământul fi... superior așa este. Că asta e Îndemnul în tuturor zi. profesorilor Evident că ei dau o Și noi dăm o bibliografie Este pentru a parcurge respectiva bibliografie uh, Și atunci când citești Îți vin idei Ai dorința de a gândi pe propriile Repere în așa fel încât Produci întrebări pe care le adresezi Și profesorii sunt conștientize Conștientizează acest lucru Sunt conștienți de acest lucru și încearcă să le răspundă studenților. Reușesc și mie mi se întâmplă să am întrebări la care nu găsesc răspunsul pe loc. Evident, produc o stare de cercetare, îmi răspund mie, le răspund lor, așa fel încât să nu aibă nimeni impresia că profesorii sunt un fel de Dumnezei care dețin cunoștințele totale și sunt absolut acolo de neclintit și studenții sunt, trebuie să fie să stea mici în bancă să... și să nu fie încurajați să, să, să întrebe. Deci, cum spuneai, la un moment dat trebuie să mă pun și în rolul studentului și să răspund așteptări, mai ales așteptărilor acestui student, respectând și rigorile pe care le avem cu fișa disciplinei, cu parcurgerea anumitor informații, cu dobândirea, transmiterea de competențe, pentru că nu așa, ne racordăm la piața forței de muncă și pentru a nu ni se reproșa că studenții noștri nu intră autonomi pe piața forței de muncă, încercăm să facem aceste eforturi. Dar există și un top. Da? Sunt studenți foarte buni, studenți mai puțin buni. Ei își aleg prin responsabilitatea pe care o dau și atenția pe care o oferă, timpul pe care îl oferă studiului, își dau acest parcurs. Sunt de top sau sunt în coada listei. În același timp că vorbeam de expunerea unui curs ca spectacol, ține de dinamismul fiecărui profesor și de cum se pretează respectiva materie la transmiterea... Tu ai cursul tipărit. A... tipărit? Este în format electronic, Informatic. este și tipărit, tipărit. îl, tra îl, îl, îl și transmit studenților, acum prin noile tehnologii, pe WhatsApp îl, trimitem, îl transmitem prin uh, mail, de este bine. gratuit uh, și toate celelalte informații. El se updatează de fiecare dată chiar în direct, la sugestiile unor studenți, cu exemple, în, că noi avem pe Engleza de Afaceri numai seminar, cu exemple, cu eu știu, imagini, cu filmulețe și așa mai departe. Vin cu tabletele Recă... la ei, vin cu laptop, vin și fi... cu tablete, vin și cu laptop, au și telefoane, au și mapă, scriu pentru a-și trece prin filtrul proprii conștiințe informațiile pe care le, le pun acolo. Spuneai la un moment dat că îți dorești și ceea ce e important, lăs la o parte să, să fie cursul de excepție o, o legătură, așa să zic, mai strânsă între corpul profesor și studenți uh, studenții întotdeauna se adună și se bucură că sunt împreună, lăs la o parte da, de este o da. asociație a studenților și aș vrea să ne spui puțin că nu a avut statut juridic sau ceva de. Nu genul are un statut juridic, însă această asociație este racordată La asociația de la București au și niște facilități. Plecări în practică, plecări la mare, la munte. Că vorbeam la un moment dat de practică, avem și centru de practică care se dezvoltă la, la Bran și avem acolo două pensiuni pe zona aceasta de management în turism și agroturism. Nu e Dracula pe acolo. Nu. Este castelul Dracula, nu? Este un, un reper important, nu? Având în vedere că este un brand internațional. Bine, național, transmis foarte bine internațional. Să-i pe studenții în apropierea sesiunii ca să zic că dacă nu cumva, dacă nu învățați, vă trimitem. Uite la ce Castelul se întâmplă, Plan. da, da. Nu vă speriați, da. <laughs> da. Uh, ai spus ceva de mare. Cum e cu practica? Știu că în fiecare an există o tradiție, în fiecare an în legătură cu această practică ce îmbină cumva utilul cu plăcutul. Mergem în fiecare an la pelitoralul Mării Negre, unde vizităm diverse locații, nu dau nume de firme, de societăți pe zona de viticultură, pe zona de creștere a ovinelor, pe mai multe zone, să spunem, de management în turism și agroturism, în așa fel încât studenții să vadă ceva modele și să observe cam cum s-au dezvoltat. Unele din întreprinderile vizitate au avut sorginte în perioada predecembristă, cum au continuat post decembrist, Succes cum au vrut. reușit, exact, cum au reușit să se adapteze la Noile cerințe ale pieței libere și ale capitalismului. Este un de de o, fermă, nu de de o fermă de cabaline cu rasă pur sânge da, și da, sunt da, da. de asemenea exact, exact. elită. Exact, elită căutată, căutată în exterior, cu mari legături în lumea aceasta, a, să spunem, a pariurilor pe cai, de exemplu, cu banii mulți în. Da, am văzut în, că în, e o nebunie în joc. cu pariurile astea acum. Am văzut și cu câinii. E un lucru serios. <laughs> interesant da, că săracii. Iată fii. că se, se leagă cumva de lumea capitalistă, de bani, și dacă noi reușim printr-o anumită nișă să aducem bani către România, e extraordinar. Că suntem la televiziune, apropo de de câini, că am deschis acest subiect, da. s-a descoperit că cel care a câștigat nu știu ce cursă cu foarte mulți bani, pariori au câștigat foarte mulți bani, acel câine sărac cu o știre de o săptămână sau două, da. era drogat. O, da, la o drogat. și s zona aceasta da, da, de droguri, da. da. i, -i s-au luat și lui probe. Orice pentru și bani cu da, da. Ca să vezi la ce nivel s-a ajuns apropo vorba de de nebunia asta. Uh, sunt, nu uh, știu, date exemplu, nu? Uh, exemple de succes. De aceea vă da, ce se practică da. la aceste ferme da, până la urmă da, să vadă exact. exact. Și ca modele și ca modele, cum au ajuns, interacționează cu directorii, cu managerii, interacționează cu lucrătorii de acolo și Li se povestește cum am fost și la o degustare de vinuri. Cum ar trebui, dar o cred abordare că mă, prețioasă, cred să spunem, că mă care, la ține de, care, da. care ține de... Da. O să vin la tine la facultate, de da. mă și eu și da, eu mare vin. drag, vă așteptăm. Da, eu doar, doar, la distanță, eu, zic, eu, drag. eu merg doar la, la în practică, dar vreau să merg la în practică, la zona aceasta. Nu, avem doar. și încercăm să ne extindem tocmai colaborările cu întreprinderi și nu numai, cu ferme private din, din Walt. Avem deja colaborări care produc cumva o extindere a ceea ce înseamnă practică. Pentru că ni se reproșează nu în general, învățământul în general, că avem teorie ca teorie, dar practica ne omoară ne și descoperim că de ce ne omoară practica? Tocmai pentru că ține de, de noi, că noi trebuie să facem, noi trebuie să ne ocupăm de lucrurile respective. Pe când teoria este produsă de altcineva și doar trebuie să o, să o transmitem. De aceea noi din ce în ce mai mult încercăm să îi împingem pe studenții noștri să facă ei. Adică să pună mâna să facă pe zona de practică, evident sub sigla facultății noastre. Uh. Ai, a ai anunțat studenții apropo de această asociație că vrei să-i dăm statut uh, juridic? Vrem să-i dăm un statut juridic, am vorbit cu ei, noi suntem de fapt ei sunt organizați pe lideri pe fiecare an și comunicăm Au venit de fiecare dată când au probleme, au venit la noi, ultima discuție s-a legat de transportul către facultate Autoritățile care au răspuns rapid și știți că ei au ei, gratuitate, ui, Gratuitate? Nu. chiar un autobuz care are un reper dedicat pentru prima dată pentru studenții, facultății, da, pentru studenții, în așa fel încât să reușească să aducă studenții la facultate, să-i ducă de la facultate către oraș. Mai Suntem într-o o zonă relativ izolată, însă ați observat, se dezvoltă și ar fi fain, da, am înțeles, ar fi extraordinar dacă municipalitatea și am înțeles că se va întâmpla, Să va un parc acolo... Uh, adică încet, încet am fi chiar în centrul orașului da, cu trecerea timpului. Și un mall și, și o grădină nu, adică nu, nu da. E și Mănăstirea Strehareții acolo? Da, este. Știu că aveți și, și mână -Sirea mână -Sirea mână -Sirea. cazare bună în sensul că există... Avem un campus, avem un campus, avem studenți cazați acolo. Sunt condiții bune de trei stele, am zice, comparabile cu Bucureștiul. Dar condiții foarte bune, căldură, apă caldă, tot ce ține de... Important e, noi creăm condiții, important e ca studenții să-și dorească să învețe și este... Adică eu chiar vreau să îi laud. Sunt mulți care doresc să-și depășească condiția. Chiar vor să-și depășească condiția și rețin din ce în ce mai mult că mulți dintre ei, uh, chiar dacă pleacă în străinătate sau au aceste speranțe, vor să se întoarcă în, în România. În da, România să facă, să facă ceva. Din ce în ce mai mulți tineri și poate și tu stai de vorbă cu tinerii, și observ că există această tendință, chiar și olimpici, unii foarte buni, care nu-și nu doresc. Doresc să facă facultate în România, nu în exterior. Și există acest trend. De... Trebuie spus că v-ați exist într-un fel, sunt studenți din Drăgășan, din Râmnicu de din Sibiu? Deci nu sunt studenți mai din, din județul Olt. Am avut la modulul psihopedagogic din Sibiu, dar nu vin studenții, au venit țintiți, targetați pe zona aceasta de DPPD pentru modulul psihopedagogic. Însă da, avem studenți din județul Vâlcea, avem studenți care au venit pentru management, chiar și din zona Dolj, management în agricultură. Sunt din, din, din mai multe... Nu sunteți în concurență cu nimeni? Sunt... Nu, nu, nu suntem, suntem cu... în concurență, nu suntem. Cu voi din contra, și vă, ca să zic așa, din cu contra, voi da. Extinderea... Da, noi trebuie să producem calitate. Adică trebuie să producem calitate în așa fel încât să răspundem așteptărilor celor mai înalte legate de piața forței de muncă. De fapt, acesta, acesta alumni, acea idee de alumni, cum urmărim foștii absolvenți, cum au reușit să se insereze pe piața forței de muncă, indiferent de domeniu. Procentul cum e de absolvenți, dacă nu, 100 să spunem? Sunt din 100, din 100. sunt 50 din se din, din, din păcate, dacă vreți să vorbim despre procentul de promovabilitate, sunt studenți care mai pică pentru că, la licență pentru că nu reușesc uh, susținerea examenului de licență înseamnă susținerea unui test grilă și prezentarea lucrării. Și nu reușesc să parcurgă toate răspunsurile la... Victor, care nu are student acum 1000 de ani, studentul care nu are restanță, nu are prestanță. Era, exact. Erau și exact. și, exact da. și mai era toamna, la Castaniadă. Așa se numea. Ne întâlnim la Castaniadă. Da. Există, test există, restanță. da, varianta de recuperare a acestei părți pe care o, din păcate, poate au pierdut pierdut. Acel pierdutor. test grilă, care, test care trebuie este minim 5 este, este, evident, evident eliminatorii și susținerea lucrării care se produce după Testul grilă, dacă nu au trecut testul grilă. Și cei care promovează? Sunt cei care promovează ce reușesc. Uh, dacă vorbim de angajat, noi am, făcut o, am urmărit pe, pentru perioada de acreditare și rata este mult mai mare, în jur de 75, oh, dar nu nu este vorba de primul an, pentru că mulți dintre ei vor să treacă pe zona de master, nu neapărat la, la noi la universitate, pentru că universitatea noastră prezintă și master, mai multe tipuri de master, odată management și dezvoltare rurală sau management în agroturism, avem agribusiness și așa mai departe, dar merg și către alte zone de, de master. Și, de exemplu, avem studenți care au mers pe zona de IT, au terminat facultatea noastră, au mers pe zona de IT, produc și niște articole foarte interesante, am în minte un nume, uh, articole interesante, uh, care fac legătura între agricultură și zona de de IT. Această interdisciplinaritate, de fapt, a putea lega totul de utilizarea noilor tehnologii. Și... Victor, mai avem două minute, de fapt că noi prezentăm și, și o carte, trecut, avem, ca de da, dat, da. Uh, da, o o carte importantă în fiecare în fiecare zi. Uh, care crezi că ar fi cel mai important punct al tău? pe care ți-l doresc să-l atingi în următorii patru ani. Bănuiesc eu pe patru ani, nu? Da. ai un mandat de patru ani ca director. Nu, nu este Sau un mandat. Un punct. Nu este, nu, un mandat. Nu, nu, este un mandat pe limitat. Nu este limitat pe... de încrederea pe care o pot susține 5 eu prin milioane de, de an, an. Așa, a, Ce în... 5 milioane, ce-ți dorești în, următorul an, să spunem? Pe, minut. pe, zona de, pe zona de creșterea încrederii studenților față de corpul profesoral, o legătură mai strânsă a profesorilor cu studenții. Nu zic că nu există, ea există, dar poate fi îmbunătățită. În același timp, dacă această racordare devine și mai strânsă, atunci produsul educațional este o să fie mult mai bun și o să răspundă așteptărilor studenților noștri, care sunt, care sunt cei mai buni. Din perspectiva studenților, îmi doresc să aibă o asociație care să fie statuată juridic, care să fie legată și mai bine de asociația de la București și să se implice mult mai mult în comunitatea locală și să ceară comunității locale să... Nu că n-ar fi sprijiniți acum, dar să ceară din punct de vedere al statorii juridice sprijinul. Din perspectivă personală îmi doresc să fiu sănătos și să... Doamne ajută, noi ne dorim la fel. Da, Victor, succes să în ceea ce fac de faci și, bun. uite, îți promit în direct că o să, o să vin la tine acolo la la facultate. Cu mare drag, vă să te invităm și vă invităm echipa tânără a Prima TV. Mă, mă, duc acolo, stau și eu într-un colț și vreau să văd așa... La un curs de engleză. Un curs de engleză, da. How do you, do, do you how how? Da. <laughs> good luck, ca să sună așa, sugeți ce foarte faci. Mult. Uh, rog acum acolo și să transmită rubrica Cartea Săptămânii. Suntem în direct din nou Daniel Harms, mi se spune Capucin, o carte extraordinară din punctul meu de vedere, evident Teatrul Absurdului, că tot ne îndreptăm spre săptămâna absurdului, să spun așa, pe săptămâna noastră a lui Eugen Ionescu, scriitor avangardist rus, considerat unul dintre întemeietorii literaturii absurdului. Absolut detașat de realismul socialist, care domina scena literară a vremii, nu a publicat în timpul vieții de literatură pentru copii. Opera s-a început să fie cunoscută abia în anii 60 ai secolului trecut. Astfel a devenit contemporan cu teatrul absurdului practicat de Eugen Ionescu sau Samuel Beckett, ca și în piesele acestora care au însă în multe privințe un caracter raționalist, critica remarcă în proza și dramaturgia lui Harms un autentic filon tragic și o mare profunzime. Fiul unui fost revoluționar care a luptat împotriva regimului țarist, Daniel Harms, a fost martor la înălăturarea țarului. Are o, un sfârșit tragic, nu a mers în zona aceasta a realismului socialist, că tot suntem în octombrie, o să vină Revoluția din, nu, cred că sunt, dacă nu mă înșel, chiar în 1917, nu? cu Lenin și așa mai departe. Nu ne, au, ne aducem aminte cu tristețe despre Revoluția Bolșevică. A sfârșit tragic, scriitorul nu, nu scapă de, de, acest realism în ghilimele și este arestat la 23 august 1941, acuzat de opinii de fetiste. Este internat într-un spital de psihiatrie, parcă ne gândim și noi așa ce s-a întâmplat în România noastră între 46, 48, până în 64. Fenomenul Pitești, Periprava, Salcia, Aiud, Gherla, Sighetul Marmației. Am, au trăit și România noastră aceste dureri. Moare de inaniție la 2 februarie 1942. Și aș vrea să vă citesc ceva interesant. Evident, cartea este dedicată soției lui. Trăia odată un ins roșcat care nu avea ochi și urechi. Nu avea nici păr, așa că doar convenționalii se spunea că e roșcat. Nu putea vorbi, căci nu avea gură. Nici nas nu avea nu avea nici măcar mâini și picioare. Nici pântece nu avea, nici spinare, nici sirea spinării nu avea, nici un fel de mărântai. Nu avea nimic. Așa că nu se știe despre cine e vorba. Mai bine să nu mai vorbim despre el. Noi vorbim despre Daniel Harms, mi se spune Capucin, lectura pe care v-o recomand în acest weekend. Toate cele bune, la revedere!